Am revenit în direct, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Mergem mai departe cu subiectele, vorbim despre ce se întâmplă în coaliția de guvernare la o săptămână de la marele anunț privind comasarea alegerilor. PSD și PNL încă îl caută pe acela care ar putea fi candidatul coaliției pentru primăria capitalei. Ce se întâmplă? Ei bine, nu prea îl găsesc, îl sondează tot felul de nume, Gabriela Firea, Sebastian Burduja și așa mai departe. Mergem însă la colega mea, Mădălina Hodea, ea știe ce caută de fapt cele două partide. Bine v-am găsit! Încă de săptămâna trecută, liderii coaliției de guvernare PSD-PNL sondează posibilii candidați pentru primăria generală. Analizate către partide sunt Stelian Bojduveanu, Cristian Popescu Piedone, dar și Dragoș Anastasiu. În cărți a apărut și milionarul Dan Ostahie, care a fost sondat săptămâna trecută de către liderul PNL Nicolae Ciucă, dar și medicul Cătălin Cârstoiu. Acum o săptămână, liderii au cerut un sondaj de opinie prin care să vadă care este posibilul candidat pentru primăria generală. În momentul de față, liberalii îl susțin pe Sebastian Burduja, însă potrivit surselor noastre, liberalii ar putea să meargă cu un alt candidat, motivul fiind procentul pe care l-a obținut Sebastian Burduja în sondajele electorale. De cealaltă parte, organizația PSD București a nominalizat-o pe Gabriela Firea candidat pentru primăria generală, însă senatoarea trebuie să treacă de votul final din partea liderului PSD, Marcel Ciolacu. Vom vedea săptămâna viitoare sau cel mai probabil săptămâna aceasta, deoarece potrivit surselor politice, mâine sau poi mâine ar trebui să fie luată o decizie finală pentru candidatul comun la Primăria Generală a Capitalei. Tot în această săptămână, liderii vor discuta și despre candidații posibili pentru Primăria Sectorului 1 și pentru Primăria Sectorului 2, deoarece știm foarte bine că este o țintă importantă pentru coaliția PSD-PNL, deoarece aceste primării au o conducere useristă. Bun, încinse părerile aici în platou. Domnule Zetea, până la urmă, pe cine căutați? Ce faceți? Când vă decideți? Că ce căutați? Nu, da, pe cine, exact. Ce? Care e profilul candidatului? Aveți pe doamna Firea, care e cu cel mai mare... Candidat deocamdată. Candidatul deocamdată sau candidatul... Nu știu ce se întâmplă până la urmă. Dar ce faceți? Ce căutați? Sunteți cel mai mare partid. Da, nu e atât de greu de înțeles până la urmă ce își doresc până la urmă cele două partide. Sigur, de săptămâna trecută, odată cu anunțul până la urmă a acestei alianțe, coaliții între PSD și PNL, în special pentru Parlamentul European, s-a născut și posibilitatea ca anumite localități, acolo unde PSD și PNL sunt în opoziție față de primarul ales, să poată să depună împreună liste comune, candidaturi comune. Ei, una este să fii candidatul unui partid politic, de exemplu, candidatul Partidului Social Democrat, care este desemnat, doamna Firea, e de departe omul care are cea mai mare încredere dintre membrii, până la urmă, PSD și PNL, și are posibilitatea de a candida la primărie. De-a. Una este să candidezi de partea Partidului Social Democrat și să te pliezi pe electoratul Partidului Social Democrat, alta să mergi într-o coaliție și să încerci să găsești un om care cumva împacă și electoratul de dreapta și electoratul de stânga. Asta este lucru pe care îl caută, până la urmă, liderii coaliției în acest moment. Un moment care să fie acceptat și de către Partidul Național Liberal și de către Partidul Social Democrat. Sunt, nu știu, unii membri de partid care de-a lungul timpului și-au creat, până la urmă, o identitate cu un singur partid. Și eu sunt un astfel de om. De exemplu, am fost toată viața mea membru al Partidului Social Democrat. Dacă m-aș duce în Baia Mare sau în județul Maramure și le-a spune colegii mei că eu acum, nu știu, candidez de la un alt partid, s-ar uita la mine chiorâș puțin, așa. Evident că reprezint, până la urmă, și mă identific cu Partidul Social Democrat. Dar în momentul în care am vorbit de o alianță, e nevoie de cineva care să reprezinte și celălalt partid. Și în momentul în care vor finaliza aceste sondaje de opinie, liderii coaliției se vor sta, se vor uita pe cifre și vor vedea care dintre personalitățile care sunt până la urmă măsurate în încredere publică captează mai multă încredere și de la electoratul de dreapta a Partidului Național Liberal și la electoratul de stânga a Partidului Social. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nici eu nu sunt de acord și doamna Andronic. Asta e frumusețea politicii, să știți că... Nici ce nu înțeleg eu, atunci când se va... Deci, un candidat, oricare ar fi el, da? La funcția de primar. Întâmplător este doamna Firea. Întâmplător vorbim despre domnul Burduja. Dumneavoastră știți că acele sondaje care se fac nu se fac pe membrii de partid. Nu. Deci când vorbim despre un sondaj de 30%, nu vorbim despre faptul că ea sunt membrii sau nu sunt membrii nu PSD. Sunt. Deci vorbim nu despre sunt. Populația din București. Ce înseamnă că trebuie să se plieze și pe, și pe partidul, și pe electoratul Partidului Național Liberal, când atunci când se face un sondaj, nu întreabă nimeni la ce partid ești. Ba da.
Se cumva întreabă, da. Deci, nu. Haideți că vă explic. Da. Nu vorbim despre membrii de partid aici. Păi eu vorbim ce spun acum? Vorbim despre opțiunea politică pe domnule care Zete, are. Exact asta spun. Când se face un sondaj, da, vorbim despre oamenii care urmează dacă, să voteze. Da, dar votul lor, votul politic pe care îl au pentru PSD sau pentru PNL, înseamnă că ai o preferință. Pentru absolut, nu spuneți noutăți, înțeleg ce spuneți dumneavoastră, doar că mi se pare un pic ieșit din ce înseamnă această logică a campaniei electorale. Mai ales că la orice primărie se votează omul. De aceea aveți și chestiunea asta cu trecem de la un partid la altul, da? Pentru că în momentul acela nu partidul trage omul, ci omul trage partidul. Vă dau un exemplu. Suntem, în exemplu, în municipiul Baia Mare, exact în acea situație, în care căutăm până la urmă un candidat. Am făcut diferite sondaje de opinie, am măsurat diferiți reprezentanți ai Partidului Social Democrat, dar și oameni care n-au făcut politică din partea PSD până acum. Sunt este unii un membri, sunt unii membri, n-are nicio treabă Baia Mare, vă rog din suflet, n-are nicio treabă cu Bucureștiul. Da, ba da, pentru că nu, este o situație similară. Vă argumentez imediat. Sunt membri de partid care, de exemplu, iau 50% din electoratul Partidului Social Democrat, dar nu captează nimic nici de la PNL, nici de la USR, nici de la celălalt sau de la AUR. Și în momentul ăla e evident că nefiind votat nici măcar de toți membrii partidului sau susținătorii Partidului Social Democrat nu pot să câștige bătălia. Eu cred că dumneavoastră căutați sunt alții care pot să ia vă rog doar o singură frază spun. Încercați să faceți diferența atunci când faceți aceste sondaje între a avea notorietate și a fi profesionist în ceva. Deci vorbim despre Gabriela Firea, Nicușor Dan, oameni, nu știu, care au făcut Burduja care a făcut și el administrație într-o oarecare măsură și altfel vorbim despre ce vreți dumneavoastră să puneți acum în frunte. Nu spuneți mie o noutate. Faceți, vă rog frumos, diferența. Aveți această problemă cu notorietatea. Vă rog să nu mai țipați în platou, că ne acoperiți pe toți și nu e cazul. Dați-mi voie să ridic un pic ceața pentru că discutăm cum ar trebui să fie sau ce ar trebui să fie. Ne aducem de aminte acum 3 săptămâni, o lună, când discutam de comasate și erau pe masa negocierilor, facem comasatele, vă salvăm pe voi PNL-ul, noi PSD-ul în momentul ăla la o negociare ei, dar punem președinte unic și vă dăm primăria capitalei. Ei, în momentul de față, tot acolo sunt. Da, ați fost PNL-ul, la discuția asta, ascultați-o, toată presa și peste tot. Toată presa, discuția, că nu cred că a fost nimeni nici la acum nu există candidatul serios. Unic, domnul Ciolacu vrea cu adevărat și de-aia au mutat alegerile în septembrie pentru că exista recalcularea pensiilor și aveau un eveniment social, nu aveau evenimentul politic și l-au pus exact prezidențialele în exact în zona respectivă. Dați-mi voi să mai completez o frază. N-am avut exemplu analiza doamnei Sarmizandron în săptămâna trecută, care a vorbit că un candidat comun poate nu obține exact același voturi pe cât le-ar obține ceilalți doi separați. Da. E, bun, cercetările sociologice arată că totuși un candidat din partea celor două partide mari, până la urmă ale României, ar obține un scor mai bun. Dar haideți să vedem până la urmă rezultatul acestor sondaje de opinie care se fac, unul din partea PNL-ului, unul din partea PSD-ului, ele vor fi confruntate. Eu sunt convins, de exemplu, Gabriela Firea va fi în ambele, pe primul loc. Dar e părerea mea. Să vedem aceste rezultate. Eu mă refeream în acel articol la faptul că este foarte posibil ca un candidat în plus să rupă din electoratul dumneavoastră. De acord. Bun, Cătă, hai să dăm, te rog frumos, acele cartoane care arată exact pe cine sondează, iată, Partidul Social Democrat. Avem 3 nume testate, Gabriela Firea, Daniel Băluță și Cristian Popescu Piedone. Mergem mai departe, din partea PNL, Sebastian Burduja, Ionuț Lupescu, iată, și de asemenea Stelian Burjoveanu, care este viceprimar la Capitală. Vă rog, domnul Ilie, un comentariu. Dumneavoastră, care credeți că este realitatea? Că s-a vorbit de decizia pe comasare, pe un sondaj de ăsta venit la miezul nopții. Eu cred că, din păcate, cred că și PSD-ul și PNL-ul trebuie să învețe din experiența PNL-ului de acum 8 ani, dacă nu mă înșel, când au trecut prin fața electoratului vreo 4 candidați până să se decidă să ia 10% la alegerile locale din București. Și cred că toată joaca asta nu le face decât rău. Și pe lângă discuția pe sondaj, eu cred că adevărata discuție
Și de aia sunt aici de acord cu domnul Zetea, pentru că nu are nicio legătură Baia Mare cu Bucureștiul. Funcția de primar general este o funcție extrem de importantă în România, în partidul care va da primarul respectiv. Poate și așa da mai departe. Și aici cred că ține și de luptele interne din PSD, toată discuția asta. Și nu tot PSD-ul vrea să dea cea mai importantă funcție după prim-ministru să-i o dea Gabriele Bun. Firea. Și cred că asta este discuția cu adevărat importantă în ce se dorește domnul aici. Domnul Zetea a făcut fără o afirmație foarte importantă, că n-am două secunde, că mai vreau să punctez un lucru. Fără îndoială, în momentul de față, pe orice sondaje, Nicușor Dan este pe primul loc. Și Ați văzut că într-un sondaj săptămâna trecută măsurați doi candidați de la PSD și unul de la PNL, era puțin în față Nicușor Dan. Nu doar pe sondajele noastre. Fără îndoială, toate discuțiile astea pe care le vedem acum sunt pentru că și PSD și PNL trebuie să facă efortul să-l bată pe Nicușor Dan. Asta este în realitate ce se întâmplă. Bun, este o dorință legitimă a noastră, a tuturor, să-l trimite pe Nicușor Dan acasă. Asta înseamnă democrația, fiecare partid încearcă... Trebuie să faceți un efort suplimentar pentru că sunteți conduși. Nu e nevoie de un efort. Ați făcut o afirmație foarte importantă și vreau să vă întreb un lucru. Ați spus așa că în ambele sondaje, și cele de la PNL și cele de la PSD, cel mai probabil Gabriela Firea va fi pe primul loc. Ce mai așteptați atunci? Bun, haideți să vedem. Până la urmă și Partidul Național Liberal își dorește să impună în București candidatul lor pentru a fi susținut și de către electoratul. 8% poate să impună? Nu știu cum ne puneți în balanță. Nu știu cum în coaliție se pune în balanță un candidat, indiferent cum se numește el, cu 36% sau 33%, cu unul care are 8%. Deci nu înțeleg. Sau 7. Se pune în balanță și lupta internă din PSD. Asta e, de fapt, de aici e discuția atât de complicată. Altfel ați avea dreptate. Așteptăm, domnule Zetea. Săptămâna aceasta avem un răspuns sau săptămâna viitoare cel târziu? Mai eu nu știu exact cine face aceste măsurători, care sunt sondaj care până la urmă vor finaliza cât de repede. Acest sondaj că în 3 săptămâni depunem candidaturile. Deci e nevoie până la urmă să se bea niște. Pentru sectorul 1 avem iarăși câteva nume aduse în spațiul public. Îl avem pe Alexandru Petrescu din partea PSD, Narcis Copcă, medicul de la Sfânta Maria, și Florin Lixandru. De asemenea, pentru primăria sectorului 2 sunt sondate următoarele nume: Monica Anisie, ministrul educației. Dacă PNL-ul vine cu Monica Anisie pentru sectorul 2, eu zic că mai bine nu mai pune pe nimeni PNL-ul, pentru că doamna Anisie a fost ceva sub orice critică la Ministerul Educației. Rareș Hopincă, de asemenea, din partea PSD, și Dan Cristian Popescu, tot din partea PSD. Bun, hai să mergem puțin mai departe și aș vrea să vorbim despre Ion Iliescu, care a venit cu un anunț, cu un mesaj, de fapt, pe site-ul dumnealui, la împlinirea a 94 de ani. Spune așa: populismul a devenit viral în România contemporană. El a generat marea pandemie morală a societății noastre față de care publicul nu a făcut anticorpi. Chiar partidele politice au intrat în competiția pentru populism, iar electoratul a început să privească la cine e dispus să dea mai mult, nu cine e capabil să facă mai mult. De asemenea, Ion Iliescu spunea că își regretă primii ani când a fost la putere după căderea comunismului. Domnule Matieș, vă rog, cum vedeți ieșirea domnului Iliescu? Domnul Iliescu știu că este președinte de onoare. Mai este? Eu și-am înțeles că mai este. Nu apare pe site-ul PSD. Am văzut și eu, am văzut tot felul de glume și când a murit Berlusconi, că încă erau prieteni la Cataramă. Mi-este greu să comentez o știre cu domnul Iliescu. Despre și... populism. Vă regăsiți în populism? Nu discutăm despre populism. Nu vorbim. Știți, am asistat anii trecuți la o discuție aur-extremism. Acum asistăm la o discuție, domnul Ciolacu, domnul Ciucă, de frica extremiștilor sau din cauza extremiștilor facem comasări. Adică de frica aur din cauza aurului. Vorbim în continuare și nu știu de ce vorbim de populism când orice informație este publică în secunda a doi. Adică vorbim de TikTok, vorbim de toate manipulații, adică, cu populism se poate, încă se poate în România. Doamna Sarmiza, cum vedeți această ieșire a fostului președinte? Eu apreciez discreția de care a dat dovadă după ce n-a mai fost președintele României. Apreciez modestia de care a dat dovadă
pentru că, spre deosebire de vilele lui Klaus Iohannis, despre care discutăm de ceva vreme, domnul Ion Iliescu s-a întors în apartamentul domniei sale, pe care îl are de foarte mulți ani, de dinainte de 89. Și sigur că faptul că iese și spune ceva despre societatea românească, sigur că asta constituie o știre. Cine are urechi să-l asculte pe domnul Ion Iliescu, îl ascultă. Cine nu, o să trateze cu superficialitate, o să spună ok, a făcut 94 de ani, să trecem mai departe. Bun, trecem mai departe și vorbim despre ședința... Eu nu asta am spus, am spus că l-apreciez. Da, și m-am legat de ce ați spus dumneavoastră, pentru a trece la următorul subiect. A fost ședință cu scântei la Partidul Național Liberal. Peneliștii au decis să meargă pe mâna social-democraților în ceea ce privește data la care vor avea loc alegerile prezidențiale. În schimb, nu au fost de acord, de aceeași părere de fapt, cu ordonanța care dă undă verde traseismului politic. Au apărut chiar stenograme din această ședință, înregistrări. Și e foarte important că, mă întreb aici, e vorba de ipocrizie sau minciună, pentru că foarte mulți de acolo de la PNL și-au dorit acest traseism. Acum însă, iată că nu mai sunt neapărat de acord cu acesta, cel puțin pe față. Iată. Președintele PNL Nicolae Ciucă spunea că, tot în acest BPN, noi toți, pe Oltenește, votarăm acum ceva timp să comasăm alegerile. Ca să se comaseze alegerile și s-a discutat toată chestiunea asta în coaliție, există o singură formă legală prin care putem să parcurgem procesul cu respectarea tuturor drepturilor legale și constituționale pentru primarii aflați în mandat. Rareș Bogdan, trebuie găsit o soluție pentru a nu lăsa peste 200 de administrații locale complet în aer, fără primari, fără viceprimari și fără consilii. Florin Roman, o voce importantă în partid, a subliniat că pe oameni nu interesează vis-a-vis de subiectul ăsta cu traseismul argumentele juridice. Astea le discutăm noi între noi. Pe oameni nu-i interesează. Subiectul s-a rostogolit. Va trebui să facem ceea ce trebuie, să spunem că asta a fost decizia guvernului Ciolacu. Noi nu încurajăm traseismul. Bun, doamna Sarmiz Androni, cum vine asta? Sunt doi miniștri, două ministere din partea Partidului Național Liberal care vin cu această ordonanță de urgență și după aceea ei se dezic total. Cum? Chiar atât de proști sunt românii? Chiar atât de proști cred că... Să vedem ce votează românii, că Partidul Național Liberal scade foarte tare în sondaje și pentru asta, și pentru faptul că la un moment dat spun un lucru și pe urmă retratează, nu este prima oară. În ceea ce privește traseismul, Partidul Național Liberal, dar și Partidul Social Democrat vor trebui să se obișnuiască cu lucrurile astea. Peste tot există această poveste a traseismului. Partea juridică, și aici îi dau dreptate domnului Roman, nu contează foarte mult în fața alegătorilor. Și o să spun ce am spus mai devreme. Un primar foarte bun poate să crească procentul partidului. Nu interesează pe oameni neapărat de la ce partid este persoana respectivă. Îl interesează foarte tare să fie un bun gospodar. Și mai e un lucru de care trebuie să se țină cont. Voința acelui primar. El decide dacă îi se pare că va câștiga sau nu va câștiga, nici nu are importanță. Dacă este un candidat, el decide din partea cui candidează, mai ales dacă toate partidele sunt foarte deschise. Degeaba dăm cu pietre numai în liderii partidelor. Pentru că, până la urmă, voința celui care pleacă este primordială. Exact. Domnule Zetea, cum vine asta? Sunteți într-o coaliție cu PNL-ul. Până la urmă vă sapă așa pe față. Deci vă bagă în groapă și tot ei sunt cei care se plâng. Nu o să fiți de acord cu termenul, știu. Partidul Social Democrat a intrat la guvernare acum 2 ani de zile. Metafora asta. Tocmai pentru a salva guvernarea, care era dusese țara în zona asta de instabilitate și Partidul Social Democrat a dus stabilitatea. Acum eu ce le recomand colegilor de la Partidul Național Liberal? Să-și facă rost de o coloană vertebrală, să poată să stea drept. N-au coloană vertebrală. Atâta vreme cât împreună participă la luarea unei decizii, iar peste 2 zile se gândesc cum să comunice ei public ca să nu fie ei de vină că se întâmplă un anumit lucru înseamnă că ai coloană vertebrală. Când guvernezi, îți asumi să guvernezi pe anumite decizii și nu stai cu ochii pe comentariile de pe Facebook. Domnule Zete, ați văzut una, ce una, altă. Haideți să spunem că e guvernul Ciolacu, că n-are treabă foarte PNL-ul. Cum este guvernul Ciolacu. Am hotărât că facem alegeri comasate. Pentru asta trebuie legislație să fie pusă în concordanță cu ceea ce e nevoie, să se întâmple niște lucruri. Una la mână. Eu nu sunt de acord cu ideea asta cu traseismul. Vorbim despre finalul mandatului. Dumneavoastră care nu la ați făcut asta, dar dacă ați fi făcut, poate ați fi fost. La finalul mandatului,
că e finalul mandatului pentru primari, pentru consilieri locali, pentru președinți de consiliu județean și pentru consilieri județeni, își termină mandatul pentru care au fost aleși și își aleg acum un nou drum în viață. Foarte bine. Să facă asta fiecare unde dorește. Eu nu sunt de acord cu modelul ăsta în care legăm de glie aleșii locali de un partid politic, iar dacă pleacă în un alt partid, dacă nu se mai înțelege cu președintele de organizație, ce să facă? Să stea acolo doar pentru că a fost ales la un moment dat? Să poată să plece fie, sau măcar să merge pe ideea asta. Cine a ales unui nominal, răspunde în nume personal, cum poate să plece primari. Când vrea el, că a fost ales unui nominal, a fost ales omul. Cei care sunt aleși pe listă, dar atunci să nu fim ipocriți, să spunem, nu, parlamentarii pot să plece oricând, deși sunt aleși pe listă și nu își pierd mandatul, dar consilierii locali își pierd mandatul. Păi aici ori parlamentarii că sunt aleși pe listă au aceleași drepturi ca și consilierii locali, ori dacă nu, foarte multă ipocrizie. Deci, bun, din punctul meu de vedere, partidele politice nu au dreptul să lege de glie un ales. Fiecare să facă, să facă politică în echipa în care și-o dorește la un moment dat. Sunt foarte curios de părerea domnului Ilie, vă rog. Da, USR este împotriva traseismului la nivel de statut, la nivel de admitere în partid. Noi am avut criterii din 2016, de foarte când ne-am înființat. Dom'le, dacă ai fost în funcție de conducere în toate partidele vechi, pentru că noi asta ne-am dorit, altfel de politică. Dom'le, ce s-a făcut în primii 27 de ani după Revoluție? Noi, practic, noi așa ne-am născut ca partid. Dom'le, hai să arătăm și să mai facem un buletin de vot, pentru că lumea e sătulă să aleagă între galben și roșu, care acum s-au și unit. Hai să mai facem un partid. Dar nu-l facem cu oamenii de la galben și roșu, că n-am schimbat nimic. Că bifurcații din astea s-au mai făcut în cei 27 de ani până în 2016. Ce cred eu despre spectacolul ăsta de la PNL este că e o regie. Adică, să vezi, a scăpat înregistrarea din ședința de birou politic și toți se dădeau acolo de ceasul morții. Domnule, ei, PNL, au luat și ei primari cu totul din diverse organizații județene. 200 a luat domnul Orban în urmă cu 3 ani. Dar și aici un singur lucru, aș vrea să o contrazic la nivel de idee pe doamna Sarmiza, pentru că traseismul ăsta nu e o chestie foarte gravă. Și chiar vorbeam săptămâna trecută cu niște cetățeni nemulțumiți de primarii lor. Unii, domnule, nu face infrastructură, unii, domnule, nu mai dă pomeni, cum dădea doamna Gabriela Firea. Bun, dar nu mai trimitea oamenii în vacanță. Dar e foarte important, ascultați-mă un pic. Traseismul ăsta, când trec de la un partid la altul, eu le-am promis oamenilor ceva, că merg pe investiții, cum suntem noi. Dar USR zice, domnule, vrem o Românie modernă, vrem investiții în infrastructură. Nu vrem pomeni electorale pe care după aia le plătim din inflație și din împrumuturi. Noi vrem să investim, vrem să modernizăm țara asta. Dacă schimb partidul, indiferent că ești consilier local, indiferent că ești primar și așa mai departe, înseamnă că dai o țeapă alegătorului. Nu vreți să faceți un exercițiu de imaginație, vă rog frumos, ca să ne înțelegem? Să presupunem, nu e breaking news. Eu doar vreau să vă supăr, discutăm ideea aici. Vreau neapărat să-mi răspundeți la o întrebare. Sigur. Dacă astăzi ar veni la dumneavoastră primarul sectorului 6 cu jumătate din organizația de la PNL, nu l-ați primi? Având în vedere că stă... Nu! Ok, asta era. Bun, e important. Vreau să ascult și varianta domnului Matieș. De partide nu avem timp de a lega oamenii de partide. Au alianța de la AUR și revin cu înregistrarea șoc dată pe grupurile de WhatsApp ale AUR.